Ca și multe alte localități din Republica Moldova și comuna Cărpinin din raionul Hâncești, ani de rândul a dus o luptă cu depozitarea deșeurilor menajere. Sătui să le arunce la nimereală, oamenii au început să se plângă tot mai des autorităților locale, care în cele din urmă au început să se gândească la o soluție. Ideea, deci, creierea unui sistem de evacuare a deșeurilor, evident că a venit de la populație, fiindcă în urma sondajelor care noi le efectuam anual, deci problema deșeurilor era una din cele mai importante probleme. În anul 2014 am decis că este timpul să luăm careva măsuri pentru soluționarea acestei probleme. De aproape 3 ani, sătenii din Cărpinen beneficiază de servicii de salubrizare moderne, cu autospeciale noi și tomberoane la fiecare gospodărie. Totul a fost posibil după ce în anul 2014 au aplicat la un proiect transfrontalier de salubrizare a deșeurilor, finanțat de Uniunea Europeană, pe care într-un final l-au câștigat. Am scris un proiect, deci la apelul Uniunii Europene, parteneriatul estic, deci programul Republica Moldova-Ucraina, parteneriatul estic, am depus un concept de proiect pentru crearea sistemului de evacuare a deșeurilor, managementul deșeurilor, deci pentru satele din lunca râulețului Lăpușnița, cuprins între satul Bălceana, Sofia, Negrea, Cărpineni, Ningir, Horjești, Voinescu și deci un nou orășel din regiunea Vinița, fiindcă este proiect transfrontalier. În anul 2018 am fost anunțați despre faptul că suntem eligibili pentru finanțare și am reușit, deci, pe parcursul anului 2018 și 2019, procurarea, deci, a două autospeciale care au menirea de a evacua deșeurile, deci o autospecială pentru Republica Moldova, pentru satele menționate, și altă autospecială pentru cei colegii noștri, partenerii din Ucraina. Majoritatea localnicilor sunt bucuroși că au posibilitatea de a depozita deșeurile menajere în tomberoanele de lângă casă, iar mai apoi, contra unei taxe, acestea sunt evacuate de autospeciale și aruncate într-un loc autorizat, fără a polua mediul înconjurător. Aici la Cărpineni e bine, adică este o sistemă bună care acumulează deșeurile și le duc acolo unde trebuie. E o treabă bună, adică nu e, să zici așa, că cum era cu vreo 10 ani în urmă, era o tragedie. Eu cred că e binevenit pentru că toate deșeurile se duc într-un anumit loc și nu e așa haos cu deșeurile, că să ai grijă lor, nu să le duci, să le... Așa, pui la tomberon și să faci curățenie. Cel mai bine că nu mai porți grijă gunoiului. Ai plătit la timp, să faci curat. Cum să nu știi mulțumesc? Dacă vine la poartă, ne iei gunoi, nu trebuie să-l duci pe râc, pe astea, să-i dai foc. Dar omul, dacă n-are gunoi și nu-i trebuie, știi ce să-l impunem? Sunt însă și săteni care consideră că suma achitată lunar este prea mare, dar totuși se folosesc de acest serviciu, pe când alții sunt împotrivă și continuă să adune gunoiul așa ca și până acum. De serviciile de salubrizare a deșeurilor menajere beneficiază peste 65% din populația comunei, adică peste 3.000 de gospodării. Administrația locală menționează că urmează să mai fie procurate tomberoane, astfel încât fiecare cetățean să își poată permite un asemenea serviciu. În acest fel, datorită suportului financiar al Uniunii Europene, comuna Cărpinine a devenit mai curată și mai îngrijită, simplificând viața a circa 10.000 de locuitori.